fi auzit spunându-mi așa. S-a pensionat cu mult înainte ca eu să deschid restaurantul Vito. Multe nopți l-am visat în fața mea, gustându-mi marinara și spunându-mi: Vito, ești bucătar. Hei, dați-mi voie să vă aduc o pizza cu crustă groasă a la Vito, presquisito. Dumneavoastră în persoană, nu Vito Capelletti. V-am fost elev, dar am învățat de la dumneavoastră. Iar acum am propriul meu restaurant. Vă rog, gustați-mi tagliatelele, gustați pumonii. Sunt un bucătar bun. Vă place canelonii mei? Păi... Vin chiar acum. Încercați și Alfredo Fettuccini. Nu uitați de marsala cu pui și de pâinea cu usturoi. Oh, mulțumesc. Grație, maestro, mulțumesc.